clasă, ziaristă norocoasă, fiindcă nu toți ziariștii au asemenea cărți. Foarte puțin, cred că sunt vreo 100 de toți sau mai puțin, nu știu, și ăsta este un obiect de studiu. Am fost norocoasă și biblioteca în care lucrez și a inclus în plan elaborarea acestei bibliografii. Doamna Elena este cea cu inițiativa și cu munca și cu corboada. Dacă ar putea să fie... Și uitați-vă ce prezintă ea. Are mai multe capitole. La început, cartea vorbește despre protagonista cărții. Vorbește lume care o cunoaște, lume care Nicolae Dabija îl cunoaște și voi. De Mihai Cimpoi a auzit cineva? Iată și Mihai Cimpoi vorbește. A auzit cineva de Vlad Pofilă? Așa, o să auzit și de Vlad Pofilă, fiindcă este un cărturar deosebit de calitatea lui Nicolae Dabija și a lui Mihai Cimpoi. Atâta doar că nu scrie romane și poezie de dragoste pe care voi o căutați.